V-ați întrebat vreodată ce vând românii pe OLX? Probabil ați mai văzut genul ăsta de clip și probabil chiar cu această pagină și o să fie lucruri pe care le-ați mai văzut pentru că mai făcut youtuberi, dar am văzut că s-au adăugat chestii noi față de când am făcut unii. Sunt chestii pe care nu le-am menționat și că o să ne uităm printre toate să vedem ce vând românii noștri. Nu mai pierdem timpul. Avem iPhone 6S mort belit, Vai, morții lui e varză. 50 de lei, dar întrebarea e cum a ajuns iPhone-ul ăsta? Sau uitați-vă și voi cum arată gen. e, 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 e oribil. Păi, e oribil. Vând să asta pentru piese dacă aveți careva. Ce face cu ele? Că vechi e telefonul de când bunica, bunica fata mare. <laughs> e telefonul de când era bunica sa fata mare și juca tabinet la radio. N-are încărcător că eu am vreo speranță să mai fie vreodată util. Săracul. nu știu cine ar cumpăra chiar așa ceva. Dumnezeu să-l bun... să, -l bu Dumnezeu să -l binecuvânteze cu energie multe un comentariu. Foarte frumos, foarte frumos. Mă, ce? E hey eu, what? Ce, ce, stați, 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 că sunt așa un pic în stare, în stare de șoc, în stare de, what? Închirezi gasolineră, uh, drumul taberei, bloc nou, proprietar, metro, CTB, bro, what? De, <laughs> de, ce? De ce ai face poză? Cuiva care ai în duș? Ok, sunt motive pentru care ai face asta, probabil nu le gândesc altfel, dar de ce ai pune poza asta, gen? Poza asta când vrei să vinzi așa ceva? Probabil să atragă, poate să gândesc cu unii, dar oare vine cu Doamne sau domnul, ce-o fi la pachet? Că nu pot să-mi dau seama, lăsați comentarii. Ce e? Pare că vorbește la telefon, duci oricum, nu știu oricum. mă rog. Păi scaun Versace 1310. Bă, nu e 1310, nu e Dace? Nu e ce mă? Ce -o 1310 scaun Versace? Descriere, scaun Versace care puțin folosit mai multe detalii. <gângătă> mai multe detalii. Ah. A. a, a și-a schimbat după. Să așa să vă la dată. What? Să uh, părând, dai mai multe detalii și scrie la fel. Da, un scaun Versace foarte frumos, e un scaun normal pe care l-a avut jumătate din populația României, bănesc. Poate și mai bine. Dar hai să trecem mai departe. Stic 16 giga cu umor erotic. Mă, ce? Stic cu surpriză pentru faze erotice adunate din toată lumea. Umor, noutăți. Noutăți, știți. Bă, da, eu nu pot să cred, frate, că cineva vinde așa ceva. Scaun Versace. Stic cu umor erotic. Nici măcar nu pot să-mi imaginez cum vine umorul erotic. Nu știu, poate sprea prea prost pentru lumea asta, dar nu pot să-mi imaginez. Telefon lui Vito. Lui, Viton. Lui Viton. Nu am dat seama dacă e de jucărie, pare a de fapt. Mama, cât de hard arată. Asta că zic că i-ar fi telefonul lui Zancă, bro. Arată destul de hard, în la chiar arată hard. În telefonul lui Viton, impecabil, nu mai dețin carcaturile alea în slot pentru două cartele și card de memorie. Vezi că e destul de bine. -s la elastic de bani original primit de la tovarășul Ceaușescu. What? Vreți că este genul cu acte de meditare cu adenorul tovarășului Ceaușescu? Pasată? Din generație în generație portat doar de tovarășul Ceaușescu? Nu, doar nu. Vă rog, cred că mi s-a de ajuns. fă ce faci fără imagini. În ce faci și frumos nu pot pune poză? Dar vorbim pe WhatsApp. Vreau să vă zic eu ce faci Știați că dacă dați like și comentariu și vă și abonați mă ajută Postez clipuri cu gaming și nou, nu mai Facem și clipuri de genul și reacții. Probabil o să zic o prostie și genul, zic că măcar de ceva ok. Dar probabil e ceva cu desenul ăsta în care eu nu-mi dau seama momentul de față, dar... Mă rog. Nu înțeleg de ce e hashtag slatina, hashtag călăraș, hashtag baia mare pe aici o să vă las pe ecran. Spill de tibai. by Osk, ultimele bucăți! Ok, 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 ok. Deci cineva chiar a făcut resell cu chestia asta, gen a cumpărat și vândă mai departe. Uh, Spil de the team by Ofertă baterie scooter. Așa, vând numai luați baterii de la acest domn. What? Deci, vrea să zică că nu sunt bune ai bateriile ce trei de la domnul ăla sau vin de el mai ieftin. Costum original antipoc. Gen, în costumul ăsta poți să să-ți dai foc gen la modul in game, nu vă gândiți? Nu e foc? Antifoc rezistent la temperaturi ridicate 280 euro preț fix. Costum alumin... Alumini, alum, alum, aluminizat pompieri original. Costum pompieri original. fior... Germania plus mănuși, cască și cizme. Nice, 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 nice. Costume la modă pentru copii de la 3 la 9 ani. Spider-Man și Batman. Mă bucur foarte mult că, virgulă, când eram mic, îi știam pe Batman și pe Spider-Man pe care o să-i las pe ecran. Și nu pe acești doi domni care pretind a fi Spider-Man și Batman. Dar vă vedeți că aici măcar nu sunt aia clasici că ăsta, ăsta are vele, are crocs de aia, sharks în, în picioare, gen și... Dar e e Spider-Man, dar din multiversus ceva, care pare, pare a fi de gen ceva, un costum mai, mai mișto e, 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 absolut crazy ce se întâmplă aici Nu-mi dau seama dacă e Photoshop Lăsați-mă în comentarii S-ar putea să fie în Photoshop Sau s-au îmbrăcat ei pentru ceva cu clip muzical așa Poster cu autograf Inisebi 5 lei Atâta valorează măi Negociabil Poster King Rolls cu autograful cântărețului de trap Inisebi Posterul a fost atins de Inisebi Georgescu Andu Uniță mică Betty Ia la și pupat Pentru cei care nu cred pot oferi dovezi cel seriozitate Deci um... Întrebarea mea este în felul următor. Dacă tu vinzi un autograf la, de la 5 lei și zici negociabil, se semne de în descriere, la cât poți să-l vinzi, bro? La 3 lei și... Ce? De ce? Telefonul lui ca și 6 -9. Oh, doamne, Iisus, iartă-ne, Bro, Efectiv, o om a pus o poza cu tica și telefonul lui. Telefonul lui 69, așa, de la Beach Prince, nou, vine cu usă de la iPhone, merge și Fortnite-ul 1000 de FPS-uri rapid. Manual de geografie, clasa 6 -a, șasea, a lui... Clasa 7 doamne, ce prost sunt, a lui 69, nice. A un privat al lui tk și 69 a pus o poza, O meu a pus o poza din GTA 5. Genial. Le-au găsit pe jos, picat din portofelul lui 69. Bun bicicleta pe care am mers Xnine Deci asta cred că e perioada aia bici, please Cred că e perioada aia bici, please, tot. Da, genial Pat copii Fortnite Pat copii Fortnite ne folosit cu saltea inclusă de ridicare personală în Deva Ia uzi, băieții din Deva ce Pat copii Fortnite Acum, mi se pare fer Adică e un pat doar cu Fortnite Pentru un copil e un pat bun Deci e un pic cam ciudățel aici Bănuiesc că e ca să nu cadă, dar mă rog E ok Sap că piele purtată de a plus tricou semnat What is this? Asta zici că e din Mad Max, bro nu, nu pare a fi de la concert sau cea Să zicem, Ah, ok, ok, deci, chiar a o Dacă tu ești fan de Elea sau fan Six Nights sau fan oricine și îți dă cineva, acel artist îți dă, semnează ceva sau îți dă ceva, o șapcă, un accesoriu, un whatever, o poză sau ceva. De ce ai vrea să vinzi chestia aia mai departe dacă tot ești fan, nu? Gen sau... Căsuță de de 25 de metri pătrați în zona rurală. Acesta căsuță în zona rurală a lui cu niște sateli foarte calmi. Acest sat se numește Robească așa ai de toate ce-ți mai trebuie acest sat. Ai, 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 ai. Bă, frate, efectiv, unele persoane au prea multă... Uh, prea multe, nu libertate, cum zice, prea mult timp liber, vreau să zic, prea mult timp liber, frate, să stai să faci așa ceva, gen, mi se pare insane. Amfibie, optorot, argă, ofrat, extrem, ATV, UTV, variante schimb. Zici că am fost uh, de asta ungur, gen, no offense, no hater, no, no rasism. Da, cre chestia asta e crazy. Chestia asta chiar e crazy. Damn, bro. În așa ceva chiar m-aș da, nu o să stau să citesc toate detaliile, dar asta chiar e, chiar e, chiar e huge. Asta, cât costă? Ia stai așa, să văd cât costă. Ne are și un preț, oare? Are un preț. 16.000 de euro, bro. Audi A4 în 1.2.0, 2.0, benzină, preț 1750 de euro. Ok. Card credit Angry Birds. Bro, 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 de deci, ce pagina asta de Insta? E absolut genială și se numește ce vând românii backup, în caz că vreți să vă uitați și voi. Bă, e genial. E absolut genial. Bă, dar zici că efectiv stă la poza aia. La ce te puneam la jocuri de noroc care te pune așa să faci poza cu... Faci selfie cu cardul lângă? Efectiv, cred că. Mai muțică că aia, silicon total stan... stantata. Stantată. Bă, trei varbou, eu dacă aș avea așa ceva în cameră, n-aș mai dormi niciodată, gen. La modul... Bă, voi, gen, vedeți? Voi realizați ce vând românii? Mă uită cu asta. Bă, vă gen, să dormi așa. Să dormi așa, așa cu păpușa în fața ta, gen. Să pui acolo, gen. Uitați-vă cum am la mine mă rog, m-am la mine în spate, gen la televizor, să zic că ar fi mai mic, că gen ar fi cât un fac cu mama acolo sau fun copul să cum vrei să zici, cer ca așa, știi? Cât te trezești tu o noapte, te beznă în cameră, dar să fie așa, să se vadă greu de dark sau ceva, știi, nu o să vezi asta, Dar ce faci, mă, dormi? Te trezi, puiule, să zic așa, să te ca pe tine, instant, băi, destul doar să vezi că faci asta cu mâinile așa, gen, să vină tactul. Mai ta cineva să-i pună mâinile așa, gen, și tot să te trezi să o vezi dimineața că și-a schimbat mâinile, se aduce aminte, să dus, pa, gen. Nu știu cum ai cumpăra așa ceva unui copil, mi se pare, și acum să nu ziceți că bă, dar tu ce jucărie ai avut sau de asta, dar mi se pare că asta nu e. Samsung GT 2017 fără crăpături, că n-ai ce să mai spargi, spargi din el. Mamă, cum arată 3 zarții. Păi ăsta e... Ba, asta e, Basta! e fața? 50 de lei, nu no, să să dă nimeni așa, da. bă, bă, spatele arată mai bine, când spatele arată mai bine decât fața, e o problemă. Și nu e vorba despre telefoane. Damn, Și toc țigara fumată de trebuie scot la Beach, please. Nu, no, e incredibil. Video pentru autenticitate la cerere? E incredibil, bro, cum poți să fand oamenii orice. Bun, oricum multe să poți dat rog, dar vă rog. Țineți minte, pacienții nu sunt ca vinul, nu-mi mai bine în Pivin, să acum cum mesaj amuzant amuzam pentru asistente doctori. Bughi, golf 3, 1.9 TDI. Asta, ăsta a fost golf 3? What? Da, chestia asta e mișto, chestia asta e chiar mișto, sincer. Ch chestia asta 450 de euro doar? Bă, asta e mișto. Ducea Mad Max sau ceva cu mare chestiile astea, discurile astea de, de teat sau cum se numesc. Mă rog, habar cum se numesc, da? mă înțelegeți de ce mă refer. Vând Harry Potter Gold. 5.000 de euro. Gold Premium, extra rar căutat de toată lumea. Rădem glumind, că asta s-ar putea să fie... S-ar putea să fie destul de... Mă rog, destul s-ar putea să fie mai rară. Știu că se dea nouă Kinder sau ceva de genul. Variata da, Gold probabil să pice mai greu, doar că 3, 5.000 de euro, gen. E, se insane, bro. Aranchez pe Brawl Stars. Oh, da. 100 trofee, 6 lei. 400, 20 de lei. 1000 de trofee, 50 de lei. 3000 de trofee, 100 de lei. Deci, bea face pachete prom promoționale, gen. Dacă vrei 3000 de trofee ca să-ți bați tovare și pe Brawl Stars prin trofee, doar 100 de lei te costă. Dacă doriți să mă întrebați ceva, contactați-mă pe WhatsApp. Chiar ta, tot ce știu eu despre caca. Am fără cuvinte, dragi doamne domni și doamne. Ia, toată lumea știe să facă caca. Oh, no, no, no. No, no. Nu, eu, nu, 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 atât nu, îmi ajunge. Bănesc um, că eu o carte pentru copii, gen care trebuie să învețe chestii de genul, dar chiar trebuie să desesc copilul unui care orare este greu să se adateze la uliță, conține un text pe înțeles copilor mici, nouă ne-a fost de ajutor. Tu, celui care ai scris acest anunț, a fost de ajutor? Prefer să se ridice personal produs, produsul. De ce ai vinde așa ceva? Voi cum ați învățat să faceți caca, dragi de doamne? Nu, no, e prea mult, e prea mult. Așa ceva să vinzi nou, mi se pare inutil să ai o carte de deci genul. Nu, cred că-mi imaginez că nu e copil care nu învață chestia asta, gen. Nu, e doar nou, gen. Foarte interesantă, mi-a picat la bac, a zis cineva. Insane. Parfum WhatsApp, ok? De fiecare dată când te dai cu parfumul tău, parfumul ăsta primești 99 plus mesaje pe WhatsApp sau 99 plus apeluri pe de la mama ta. E coin flip, e coin flip. Deci te dai cu parfum și nu știu dacă primești mesajele pe WhatsApp sau apelurile de la mama ta. Nice, nice, nice. Vezi că cool, vezi că e cool ideea. Deci Spider-Man nu era Dani Mocalu? Era Dani Mocalu Spider-Man? Asta e okay, alt costum, mult versus alea, dar gen... Păi, vedeți cum stă? Gen... Așa stă la mâna, la mâna dreaptă, gen dacă vă uitați exact aici unde mi Dacă se vede cursorul, da, trebuie să vede. Așa stă. Face ea în Slayer, așa face. Nu, nu știu ce face. Da, e, e, e crazy, e crazy Costum Halloween Spider-Man original Spider-Man de Halloween, bro, nu prea, prea se pupă Catou pentru copii, ca figurită, figurine Shelly Brawl handmade Bă, dacă chestia asta chiar e handmade e, e, cool Cred că pare a fi handmade pentru că dacă ne uităm aici la S E mai jos S-ul decât în prima poză de nu e tras la fel, vedeți ce zic? E interesant 140 de lei totuși mi se pare un pic cam mult Cred că e foarte mult, multă muncă și foarte mult efort să faci astfel de lucruri dar sunt gluma la o parte 140 de mi se pare expensive 100 de lei cred că e un preț un preț corect sau dacă era atâta consider că valorează chiar chiar merită chiar chiar sunt mișto Boys, cam atât și cu acest episod, nu vreau să mă mai lungesc, dacă vreți o parte, partea a doua să mergem mult mai deep în comentarii, în postări cum ar veni, pentru că sincer, astea s-au mai văzut pe YouTube, dar sunt care nu s-au văzut, pentru că sunt mult mai vechi și nu scrolează numai atâta, am scrisat o camera, camera și chiar sunt multe, foarte multe postări, lăsați un like, comentariu, subscribe dacă nu vine doamna asta sau ce fi și vă vânează la noapte. La 3 dimineața, în Ohio, schimbi de toalet și ce să mai zice.